Bună ziua! Venim în fața dumneavoastră, sunt aici împreună cu colegii mei, domnul secretar de stat Bogdan Despescu și domnul secretar de stat Gheorghe Sorescu, prezentându-vă două subiecte. Un proiect care mie îmi este foarte drag, un proiect care de astăzi va intra în linie dreaptă, va fi supus în primă citire, în prima ședință de guvern, adică în această seară. Proiectul care se leagă poate și de ziua de 4 octombrie, Ziua Internațională a Animalelor, o zi dedicată vieții animalelor și legăturii noastre cu ele. Al doilea subiect va fi legat de ceea ce se întâmplă cu evenimentele din această perioadă și pe care îl voi aborda după ce vă prezint câteva detalii despre Poliția Animalelor. Acest proiect are ca obiectiv adoptarea unor măsuri prin care să se asigure protecția animalelor și pentru a preveni relele tratamente aplicate animalelor sau abuzurile sau cruzimile care există în prezent înregistrate în toată țara asupra acestora. Printre zonele pe care le abordează acest proiect, putem spune că stabilim un mecanism pentru a constata exact atunci când un animal se află într-o situație de pericol, astfel încât să putem emite ordin de plasare a animalului în adăpost. O altă zonă este pentru a reglementa situațiile care prezumă existența unui pericol pentru animale. Totodată, stabilim elementele care trebuie să fie precizate în ordinul de plasare a animalelor în adăpost. Pe lângă aceste prevederi, veți mai regăsi instituirea unei sarcini către Consiliile Județene și Consiliul General al Municipiului București, privind obligația de a asigura, cu caracter continuu și permanent, servicii publice de adăpostire a animalelor. Acest proiect de lege va completa legea 218 din 2002, privind organizarea și funcționarea Poliției Române, privind, evident, desfășurarea acestei activități noi, dar va stabili și un mecanism privind posibilitatea încadrării funcțiilor de polițist cu atribuții în protecția animalelor prin transferul, fără examen sau concurs, a medicilor veterinari din cadrul ANSVSA, cu acordul acestora evident, și totodată proiectul va stabili numărul și structura de posturi prin ordin al ministrului ce vor intra în componența Poliției Animalelor. Al doilea subiect este legat de ceea ce se discută acum în media și în tot ceea ce observăm în spațiul public. Confirm că în urma analizelor și cercetărilor, cei prezenți în depozitul unde sunt buletinele de voturi sunt președintele Biroului Electoral de Circumscripție, sector 1, un membru în Biroul Electoral de Circumscripție, sector 1, delegat din partea partidului PPUSL, Partidul Puterii Umaniste Social-Liberale, cel care depozitează un sac, președintele secției de votare 141 din cadrul sectorului 1, cel care se vede că ridică un sac, și trei observatori candidați din partea partidelor politice care supraveghează procedura cu aprobarea președintelui Biroului Electoral de Circumscripție Sector 1. Pentru că am văzut un atac constant asupra Ministerului Afacerilor Interne, în calitatea mea de ministru al Afacerilor Interne, vă comunic următoarele. Legea numărul 115 din 2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale
stabilește foarte clar, în cuprinsul articolului 26, modul de constituire a birourilor electorale de circumscripție ale sectoarelor municipiului București. Astfel, biroul electoral de circumscripție este format din președinte, un locțitor al acestuia și din 9 reprezentanți ai partidelor politice care participă la alegeri în circumscripția electorală respectivă. Desemnarea președintelui biroului electoral de circumscripție și al locțitorului acestuia se face în ședință publică de către președintele tribunalului prin tragere la sorți dintre magistrații și ceilalți juriști care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și care nu fac parte din niciun partid politic. Desemnarea reprezentanților partidelor politice se face din rândul partidelor comunicate de către partidele politice în ordinea menționată în comunicarea respectivă. Așadar, Guvernul României, Ministerul Afacerilor Interne, nu au nicio atribuție în acest sens. Ministerul Afacerilor Interne asigură doar măsuri de protecție a sediilor, secțiilor de votare și a transporturilor, materialelor electorale către prefecturi, către depozite și către secțiile de votare, conform legii, lucru pe care l-am efectuat, n-am avut incidente, prin toate prefecturile din țară. Totodată, Ministerul Afacerilor Interne asigură paza și ordinea și în proximitatea sediilor, secțiilor de vot și în același timp intervine atunci când sunt fapte care denotă intervenția noastră pentru a asigura un climat de ordine și disciplină. Pentru a combate cât mai multe contravenții și infracțiuni, am aplicat aceeași metodă pe care am aplicat-o la alegerile prezidențiale din noiembrie anul trecut. Astfel, de la nivelul Corpului de Control al Ministrului Afacerilor Interne, am organizat 10 echipe care s-au deplasat în țară, supraveghend câte 4 județe fiecare, astfel încât toți cei care nu își îndeplineau misiunile să fie evaluați și controlați în cel mai scurt timp. Totodată, de la nivel central, au fost trimiși în teritoriu 82 de monitori în fiecare județ câte 2 și în municipiul București, astfel încât să supravegheze, să coordoneze și să îndrume activitatea la nivel local. Am organizat 700 de zone speciale pentru siguranță publică, în funcție de 4 criterii. Istoricul localităților respective, în domeniul electoral, flotanții înregistrați în respectivele zone, evenimentele înregistrate de-a lungul timpului și datele pe care le aveam, din surse deschise sau din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, despre posibile intenții ilegale. Așadar, am fost la datorie, am organizat procesul electoral în cele mai bune condiții, în toate atribuțiile pe care le-am avut în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Am avut 1128 de evenimente sesizate, 461 neconfirmate și am întocmit și am trimis spre parchete 279 de dosare penale. Cu privire la evenimentele de ieri și de alaltăieri, vreau să vă spun că primul eveniment a fost înregistrat la Ministerul Afacerilor Interne în baza unei sesizări la 112. Astfel, Ministerul Afacerilor Interne a înaintat spre parchetul din cadrul sectorului 1 acest dosar la care lucrează 2 procurori împreună cu colegii din Ministerul Afacerilor Interne și din cele 473 de procese verbale, 7 din ele sunt analizate, iar 23 de persoane care au semnat respectivele 7 procese verbale din partea tuturor partidelor, precizez,
vor fi audiate, având în vedere că aceste procese verbale pot fi analizate vis-a-vis de corectitudinea completărilor. În urma imaginilor publicate aseară în mass media, ne-am autosesizat și în prezent, așa cum ați văzut, în urma declarațiilor făcute de către parchetul de pe lângă judecătoria sectorului 1, se fac cercetări. La ora 12 au fost declarațiile unde colegii noștri din parchet au prezentat detaliile și cu siguranță concluziile vor fi aduse la cunoștința opiniei publice în cel mai scurt timp. Vreau să precizez că Ministerul Afacerilor Interne nu intervine în această verificare, dar sunt convins că ea va reflecta realitatea. Ministerul Afacerilor Interne și-a făcut datoria și își va face datoria în continuare. Vă mulțumesc!